s-a mai lustruit, se pare, urma de pe zona de lan, deși nu știu dacă este cel mai bun termen pentru a descrie situația. A crescut viteza la ieșirea de pe masa trambulinei, deși nu s-a ridicat poziția barei de start. Aveam în jur de 103-104 km pe oră, acum avem în jur de 105 mai de fiecare dată.